Bună copii! Vă spun un bun venit la colțul cu povești! James, Ellen și băieților. Au avut James și Ellen copilași? Da, au avut. Micuțul Henry s-a născut după un an de la nuntă. Locuiau în aceeași casă cu familia Howland și toți au fost fericiți când micul Henry a venit. Cu siguranță că Iisus nu se va aștepta să mai pornesc în călătorii lungi cu micuțul nostru Henry, își spunea Ellen. El știe că adesea mergem cu calul și trăsura, cu trenuri destul de mizerabile sau pe vapoare nesigure, fie ploaie, fie vânt. El știe că mamele trebuie să stea acasă pentru a îngriji de copiii lor. Este adevărat că mamele trebuie să își îngrijească copiii, dar Iisus o alesese pe Ellen să fie o lucrătoare specială pentru el și știa că ea și James trebuia să continue să lucreze pentru el. Ei trebuiau să se încreadă în el ca să le poarte de grijă copiilor. La scurtă vreme, după ce s-a născut Henry, s-a îmbolnăvit foarte tare. Pe lângă rugăciuni, ei au făcut tot posibilul să îl ajute să se însănătoșească, dar părea că este tot mai bolnav și și-au dat seama că urma să moară dacă Iisus nu l-ar fi vindecat. Continuând să se roage, ei au început să vadă că scumpul lor copil devenise mai important pentru ei decât lucrarea specială pe care Iisus dorea ca ei să o facă. Ei trebuia să îl predea cu totul pe Henry lui Iisus și să se încreadă în el să îi poarte de grijă. De îndată ce au luat această hotărâre, bebelușul Henry a început să se însănătoșească. După aceea, când James și Ellen au trebuit să călătorească, familia Howland se îngrija cu credincioșie de Henry. Tot ei s-au îngrijit de Edson, al doilea băiat al lor, care s-a născut 2 ani mai târziu. James și Ellen au fost foarte recunoscători pentru buna îngrijire de care aveau parte băieții lor. Dar, ah, cât de dor le era de ei și cât și-ar fi dorit să fie cu ei. Ellen a spus că a-și lăsa copiii în urmă a fost cea mai dificilă parte a lucrării ei pentru Iisus. Nu putea să își stăpânească plânsul când trebuia să plece în vreo călătorie, dar ea dorea să se încreadă și să asculte de Iisus. Henry și Edson se simțeau bine împreună și 5 ani mai târziu, când s-a născut micuțul Willy, vă puteți imagina că cei 3 băieți se distrau împreună. Henry avea o voce frumoasă și lui și lui Edson le plăcea să cânte împreună. Apoi, 5 ani mai târziu, s-a mai născut un băiețel. I-a pus numele Herbert. Dar familia s-a bucurat de prezența micuțului Herbert doar câteva săptămâni. Într-o zi, băiețelul s-a îmbolnăvit foarte tare. Ah, cât de mult s-au rugat cu toții! Dar micuțul Herbert nu s-a făcut bine. A murit. Pierderea micuțului Herbert a fost foarte dureroasă. Dar apoi, Henry, micuțul lor cântăreț, a făcut pneumonie și a murit la 16 ani. Cât de greu i-a fost familiei! Au fost mângâiați de faptul că Henry l-a iubit pe Iisus din toată inima și că atunci când Iisus se va întoarce, familia se va reuni din nou. Totuși, lipsa lui Henry se simțea foarte mult. Edson și Willy au trăit amândoi mult timp. După ce a crescut Edson, a înființat biserici și școli pentru afroamericanii din statele din sud, unde mulți dintre ei erau sclavi. Willy a devenit și el lucrător pentru Iisus și după moartea lui James, a călătorit împreună cu Ellen și a ajutat-o foarte mult. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!